culmile performanței într-un anumit domeniu, nu știu, ne încarcă pe noi, cei de aici și cei care ne privesc de acasă, cu atâta încredere încât se deschid emoțional foarte mult. Cred că e o delicatețe pe care e bine să o vedem din când în când, chiar și la niște oameni pe care îi considerăm așa foarte stăpâni pe lucrurile pe care le fac. Atunci când vin pe scenă, se deschid din punct de vedere uman și lucrul ăsta dă foarte bine, este părerea mea personală. Dar fac ușor-ușor trecerea către următorul moment, pentru că cred că veți vedea foarte multă emoție și în continuare pe scena Ateneului Român. Și vă adresez o întrebare. Câți dintre dumneavoastră puteți afirma că ați avut privilegiul să ascultați o lucrare muzicală în prima audiție și, mai mult decât atât, compozitorul acelei lucrări să fie și interpretul acelei piese muzicale? Este autor al unor lucrări valoroase în genul muzicii de stradă, de film și de scenă. Autor al mai multor cântece devenite șlagere, lucrări camerale și balet. Este considerat unul dintre cei mai renumiți compozitori de muzică de film din spațiul post-sovietic. A scris muzica la peste 200 de filme și spectacole, dintre care amintim Șatra, Maria Mirabela, Patul lui Procust, Capra cu trei iezi și foarte multe altele pe care nu le putem numi în această seară. Iar aceste titluri cred că v-au convins deja că muzica sa este în toate ipostazele antrenantă, vibrantă și, foarte important, sinceră. Ea ne cucerește prin generozitate melodică și prin autenticitatea emoției. Doamnelor și domnilor, îl invităm alături de noi pe muzicianul Eugen Doga. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! V-aș pune o întrebare delicată. Doriți acum să fiți artist și după aceea să ne vorbiți sau întâi să fiți vorbitor și după aceea artist? La microfonul acesta am să vă rog. Nu știu ce e mai ușor, de a vorbi ori de a cânta. Să vă răspundem noi. Eu sunt onorat să asist la așa frumoasă sărbătoare. Și cu această ocazie vreau să vă transmit un mesaj muzical din Republica Moldova și din partea Academiei de Științe a Moldovei, la care e o parte. Fără doar și poate. Vă mulțumim foarte mult. Fără doar și poate, cel mai ușor pentru noi este să ascultăm. Vom asculta, așa cum a spus și Mihai, în premieră, valsul Gramofon, avându-l ca solist pe autorul lucrării, Eugen Doga, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu, condusă de maestrul Ilarion Ionescu Galați. Thank you.
Mirica Iancu. Asta e.